Greve și proteste. Aceasta este atmosfera ce o descrie peisajul cotidian al Franței în aceste zile. Asta după ce președintele Emmanuel Macron a început să implementeze legea ce prevede reducerea cheltuielilor bugetare, care se soldează cu disponibilizarea peste 120.000 de bugetari. Cei mai nemulțumiți sunt angajații din transporturi, dar și cei din educație. La o școală din Paris a fost o adevărată revoltă. Studenții, de rând cu profesorii, au protestat violent împotriva inițiativei președintelui francez, aruncând cu tomberoane, dar și coșuri de gunoi. Aceste scene s-au înregistrat în această dimineață la o școală din Paris. Mai mulți elevi, vădit marcați de greva profesorilor, au început să arunce cu tomberoane spre intrarea în instituția de învățământ, totul după ce au fost informați că astăzi nu vor avea loc ore din cauza grevei. Ça m'a surpris qu'il y a une grève par rapport au fait que ma fille est en crèche et même le médecin qui est fonctionnaire aussi ne travaille pas aujourd'hui, donc il y a que le système D, donc le débrouillage qui marche actuellement. În general, toată Franța este marcată de grevă. Pe lângă școli, angajații din transporturi, dar și sănătate protestează. Oamenii se arată nemulțumiți de această inițiativă a guvernanților. Non seulement Macron et son gouvernement vont continuer la politique du gouvernement, mais ils vont l'aggraver. La loi travail en a un exemple. La loi travail, c'est comment en fait on détricote toutes les protections qui étaient censées protéger les plus faibles et les salariés, parce que les salariés, ils sont pas dans un rapport égalitaire avec l'employeur. Et c'est pour ça que tout ce qui aujourd'hui s'oppose à ce qu'est en train de faire le gouvernement et Macron au premier chef, pour moi va dans le bon sens et en cela je soutiens la grève des fonctionnaires évidemment. Revolta populației a pornit după ce în campania electorală președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat să reducă forța de muncă din sectorul public cu 120.000 de posturi.